Am revenit, suntem în direct, doamnelor, domnilor, despre subiectele zilei. Discutăm în continuare de la negocieri de putere. Mergem acum din nou la ce se întâmplă în fiscalitate. Domnule Negrescu, mă întorc la dumneavoastră. Și dacă INS ne-a arătat salariul mediu crescut, aflăm că o să crească și salariul minim pe economie. Vor urca și taxele odată cu aceste creșteri financiare pentru noi? Noi sperăm să nu crească taxele, pentru că avem deja 3 creșteri de taxe în ultimii 2 ani de zile. O performanță fără precedent la nivel european în ultimii ani. Suntem la nivelul unei țări bananiere din prisma modului în care am modificat taxele în România, fără niciun fel de predictibilitate. Gândiți-vă că la 1 ianuarie s-au triplat impozitele pe micro-întreprindere, o formă de organizare economică care, din punctul meu de vedere, va dispărea în anii următori, conform estimărilor. Da? Adică toată lumea va trece la impozit pe profit. Am văzut astăzi că premierul Ciolacu s-a întâlnit cu cei de la Banca Mondială și e un semnal foarte interesant primit de la Banca Mondială. Practic e același semnal transmis de Banca Mondială și FMI legat de creșterea taxelor, da? Creșterea taxelor pe proprietate, pe mașini, creșterea impozitului pe dividende de la 8 la 10%, atenție, acum 2 ani de zile era 5%, o singură cotă de TVA, da, care ar trebui aplicată și care ar duce într-adevăr mai mulți bani la buget, dar asta însemna că inclusiv produsele alimentare de bază ar urma să aibă un TVA de 19% sau cine știe 21%, depinde cum va arăta situația bugetară în lunile care urmează și mai ales în anul 2025. Adică sunt atât de multe semne de întrebare legate de fiscalitate, încât și noi așteptăm în mediul economic să vedem din partea politicienilor, celor care candidează la cele 5 runde de alegeri din acest an, niște soluții economice pentru a depăși situația destul de dificilă în care se află România, pentru că avem o datorie publică care crește semnificativ, avem un deficit bugetar estimat în acest an pe la 85 de miliarde de lei, da? Asimilar cu cel de anul trecut, și avem împrumuturi publice din ce în ce mai mari. Anul trecut am împrumutat 40 de miliarde de euro, anul ăsta sunt bugetate împrumuturi de undeva la nivel de 38 de miliarde. Ei, în ritmul ăsta nu putem merge la nesfârșit în condițiile în care nici acea e-factura nu funcționează la nivelul la care se aștepta autoritățile. E probabil mai mult decât atât să aducă o creștere a evaziunii fiscale la modul în care este construită în momentul de față. Deci trebuie să fim foarte atenți, iar din această perspectivă sper ca politicienii să găsească soluțiile necesare pentru a menține economia românească pe linia de plutire și să nu ajungem la soluțiile oferite de Banca Mondială și FMI, adică noi creștere de taxe începând cu 1 ianuarie 2025. Bun, în toată această luptă electorală, domnule Adrian Negrescu, știți cum e, ar trebui să ne recomande să trăim bine, dar să ne creeze și contextul pentru acest lucru. Cum simțiți dumneavoastră din analize nivelul de trai? Cum trăiesc românii la cumpărături și dacă mergem acum către cumpărăturile alimentare, practic o nevoie de bază a românului și a oricărui om? Am văzut două studii foarte interesante. Unul al Institutului de Statistică, care ne anunța acum o lună de zile că pentru o familie cu 2 copii în România ai nevoie undeva la nivel de 9.000 de lei net ca să ai un trai decent în România, ceea ce este o sumă uriașă raportat la puterea de cumpărare din țara noastră. Să ai un trai decent, nu un trai foarte bun, da? Ei, și tot zilele acestea a apărut un studiu făcut de cei de la Eurostat, da, care ne clasează pe primul loc în Europa la capitolul cheltuieli alimentare, da? Adică mare parte din veniturile noastre le dăm din păcate pe alimente. Nu din prisma faptului că prețurile sunt mai mari decât la noi față de alte țări, sunt cam similare peste tot în Europa, doar pentru că avem venituri mai mici și din această perspectivă efortul nostru financiar este mai mare față de alte țări, față de alți europeni, da? Ei, din această perspectivă trebuie găsite soluții, pentru că dacă România a ajuns să dea aproape 40% din venituri pe produsele alimentare și pe facturile la utilități, la un dat îți pui o problemă. Economia asta nu poate trăi doar din așa ceva. Oamenii trebuie să consume, să mai cumpere și alte lucruri, iar dacă noi nu îi stimulăm oamenii să cheltuiască, adică să nu stimulăm acest principal motor al economiei care este consumul, s-ar putea la un dat să avem de suferit puternic, mai ales că celelalte sectoare de activitate înregistrează de asemenea minusuri semnificative. Uitați-vă la producția industrială care scade de 10 luni încoace. Adică trebuie găsite soluții măcar pe zona asta de muncă și, într-adevăr, văd niște eforturi și se încearcă niște lucruri interesante, inclusiv din prisma salariului raportat la o nouă formulă calculată din prisma acestei directive europene, în așa fel încât salariile să crească în funcție de productivitatea muncii și, foarte important de spus, să existe niște facilități fiscale, de natură fiscală,
în zona asta salarială. Pentru că altfel, să nu uităm un lucru important. În momentul de față, câștigul nostru brut, da? Deci câștigăm noi brut, 60% din bani se duc la statul român, incluzând aici taxele pe salarii care sunt la 42 și ceva la sută, da? Puneți TVA-ul 19% și mai puneți accizele și toate celelalte taxe care vin în viața noastră de zi cu zi, cam 60% din banii pe care noi câștigăm în statul român. Deci trebuie găsit undeva un debușeu, o soluție pentru a stimula oamenii să consume din nou, pentru că altfel va fi foarte dificil să depășim această perioadă de criză și nu putem tăi numai din împrumut. Bun, și o ultimă întrebare, domnule Negrescu, o secundă, domnule Balanișcu. Studiile arată, citeam și eu, faptul că cele mai mici salarii sunt în domeniul hotelier și la restaurante, practic Horeca, și cele mai mari unde sunt? În prelucrarea cărui material? Da, în IT, IT&C, în zonele astea extrem de bine dezvoltate din punct de vedere al profesionalizării, da? Și la stat. La stat sunt salarii foarte mari, cu 30% mai mari decât în mediul privat. Trebuie să găsim o soluție, pentru că deja s-au creat niște falii extrem de puternice în economie din prisma salarizării. Avem 1,8 milioane de salariați care sunt cu salariul minim pe economie și este un lucru nociv pentru dinamica economică, și avem aproape 2 milioane de români, ne spunea chiar Banca Națională, care muncesc la negru. 2 milioane de români. În aceste condiții e greu să de pildă să construiești bugetul de pensii, da, în contextul creșterilor de pensii la 1 septembrie. Noi, dacă nu avem mai multe locuri de muncă, mai mulți salariați care să contribuie la acest buget de pensii, s-ar putea la un moment dat să nu mai avem cu ce să plătim pensiile din România, în condițiile în care în 10 ani de acum încolo vor ieși la pensie 1,8 milioane de angajați de creței. Da? Va fi o adevărată bombă cu ceas pentru economia românească. Domnule Balanișcu, vă rog. Da, sunt multe chestiuni pe care le-a atins domnul Negrescu în ceea ce a spus. Chestiunea legată de consum, de creșterea consumului, ați spus dumneavoastră. Eu vă vin și mai pun încă ceva lângă ceea ce spuneți dumneavoastră, să ajungem într-o zonă în care să creștem consum. Creșterea economică vine și din ceea ce înseamnă componenta de investiții, iar din punctul acesta de vedere, ca țară, stăm bine în momentul acesta, chiar foarte bine. Și aceste lucruri o să le regăsim în ceea ce înseamnă componenta economică. Unele dintre ele, fără să fiu economist, eu sunt inginer, nu sunt economist, dumneavoastră sunteți economist. Dar unele dintre aceste chestiuni din partea aceasta de investiții, și dacă ne uităm puțin la ce înseamnă bugetele de investiții, inclusiv în 2024, avem câteva recorduri acolo. Aceste chestiuni se vor regăsi în componenta economică, unele dintre ele cu un anumit delay. Așa este, este perfect adevărat. Dar le vom regăsi acolo. Este greșit din punctul meu de vedere, și sunt alți economiști care pot argumenta științific aceste chestiuni, este greșit să mergem pe economie consum, în care să axăm motorul economiei să fie în zona de consum. Deci, din punctul acesta de vedere, mare atenție la această chestiune. Hai să vă respect zic poziția de economist, dar nu sunt de acord cu lucrul acesta. Încă o chestiune, dacă îmi permiteți, domnule Negrescu. În România, apropo de situația economică, investițiile străine în România au fost anul trecut de 6 miliarde de euro, față de 10 miliarde cât a fost cu un an înainte. Deci, în această perspectivă, investițiile străine în România scad, urmare a situației economice, mai ales de ordin fiscal. Iar în ceea ce privește investițiile, da, e bine să facem investiții, dar mi-e teamă că aceste investiții trecute în bugetul pe 2024 sunt mai mult pe hârtie. Nu știu dacă se vor regăsi în realitate, pentru că nici anul trecut în investițiile trecute în buget în teren și găsiți nu în s-au concretizat în cheltuieli. Gândiți-vă că au fost amânate plăți de vreo 500 de milioane de euro pentru 2024, pentru că n-am avut din ce să plătim banii respectivi. Ei, trebuie să fim foarte atenți. Da, e bine să facem investiții, dar atenți să le facem cu adevărat în zone care generează multiplicare pe lanțuri economice. Pentru că construind stadioane și biserici în România, s-ar putea să nu ajute atât de mult economia pe cât când am dorit. Grecia a făcut același lucru. Noastră considerați că biserica este, construcția de biserici este o investiție? Din ce punct de vedere? Că n-am înțeles aluzia dumneavoastră. Eu zic de investiții care ies în evidență. Știți la ce mă gândesc, domnul Negrescu, când povestiți dumneavoastră despre aceste chestiuni? Cu tot respectul pentru poziția de economist pe care o aveți. Eu mă gândesc în felul următor. Mă gândesc la toți banii care se duc în ceea ce înseamnă construcție de infrastructură. Și avem într-un an de zile cheltuiți, atenție, contractați, domnul Negrescu. Nu v-am întrebat, vă frumos, lăsați-mă și pe mine să vorbesc, mult? Vă respect, mai ales că sunteți în Skype. Da? Deci, într-un an de zile, pe ceea ce înseamnă componenta de transporturi, avem mai mult decât ceilalți 5 ani de zile adunat înainte.
Cu tot ceea ce înseamnă partea de implementări pe PNRR, și o spun chestiunea asta foarte clar. România astăzi, dați-mi voie 10 secunde. Vă rog. România astăzi trece prin cea mai bună perioadă ca oportunități de finanțare. De ce? Asta pentru că avem pe de o parte componenta de exercițiu financiar 2021-2027, iar peste această componentă avem suprapus ceea ce înseamnă partea de PNRR, care înseamnă aproape 30 de miliarde de euro. 80. Doar în intervalul acesta de ani. Ceea ce trebuie să facem noi, și noi ca și act de guvernare, și ceea ce ar trebui făcut inclusiv în componenta privată, este să reușim ca acești bani să ajungă cât mai repede din cont, nu de pe hârtie, cât mai repede în piață. Iar din această perspectivă avem câteva sectoare în care aceste lucruri chiar funcționează foarte bine. Și dacă e să luăm și vă provoc, domnul Negrescu, dați-mi voi un pic și mie de timp, nefiind economist, am nevoie de un pic de timp să mă pregătesc cu niște chestiuni, și o luăm cu pixul pe hârtie, eu așa sunt învățat, la ceea ce înseamnă investiții care deja se regăsesc realizate. Mă uit, de exemplu, la municipiul Galați. Și de ce spun Galați? Pentru că îl dau tot timpul comparativ cu ceea ce înseamnă municipiul Iași, care este codaș din punctul acesta de vedere. Și îmi pare rău pentru orașul din care provin, că n-are o administrație mai bună. Dar municipiul Galați are doar din PNRR 150 de milioane de euro, doar din PNRR, contracte semnate și în curs de implementare. Și ca să avem un grad de comparație pentru cei care ne urmăresc în acest moment, gândiți-vă că pe pol de creștere, și domnul Sorin știe foarte bine acest subiect, pe zona Iașului, pe pol de creștere aveam 145 de milioane de euro și ni se părea mult. Iar acum aceste cifre deja au crescut foarte mult și le avem la dispoziție. Sigur, domnule Balanis, noi mergem acum de la investiții majore care își vor face efectul în timp la cum trăiesc românii. Unele avem astăzi. Astăzi construim autostrăzi. Într-un an de zile, autostrada A7 deja are început procesul de asfaltare. În doar un an de zile. Sunt chestiuni care se întâmplă. Niciodată în România de la Revoluție încoace nu am avut o viteză mai mare. Pensionarul care ne urmărește. Știți ce? Acea autostradă este asfaltată. La ce l-ajută pe omul care ne urmărește? Ne ajută pe noi toți, sigur. Pe toți ne ajută autostrada respectivă. Și dacă este cineva care se îndoiește de ceea ce înseamnă investițiile în infrastructură, nicio problemă, explicăm. Dar nu cred că mai este un român care își pune această întrebare. Nu se îndoiește nimeni. Se lucrează cu firme românești, se lucrează cu angajați. Noi am trecut de la nevoia de bază, la coșul de consum, domnule Balanis, cu la investiții în infrastructură. Foarte scurt, domnule Negrescu, pentru că trebuie să ne întoarcem aici la coaliție. Vă rog. Da, avem un potențial istoric în față. Avem o șansă istorică de a aduce bani în țară și a-i cheltui. Dar din păcate, să nu uităm, din PNRR noi n-am atras până acum decât 9 miliarde de euro care stau la Banca Națională. Am cheltuit mai 800 de milioane până acum de euro din toți banii europeni pe care trebuia să-i accesăm, să-i primim în momentul de față. Da, poate în anii viitori se va face mai bine. Sper ca noua guvernare să facă acest lucru, să mizeze pe investiții. Dar atenție, investiții cu dezvoltare pe orizontală, pentru că dacă construim stadioane în România și băgăm zeci de milioane de euro în stadioane, s-ar putea să nu genereze creșterea economică pe care o așteptăm cu toții în buzunarul fiecărui român. Păi de aceea, alături de construcții de stadioane sau de alte tipuri, să spunem, de structuri la nivelul municipalităților, avem alte tipuri de investiții. Și haideți să ne uităm la ceea ce înseamnă. O să ne întoarcem la ele, domnule Balanis, cu o altă ediție. Și e foarte important să discutăm despre dezvoltare. Bun, revenim în studio, domnule Sorin Chiriță. Înțelegem că această comasare a picat, pentru că am văzut atât de multă agitație și înainte de ședința de ieri și după. Oameni din PNL mai degrabă decât președinții în sine. Dacă domnul Ciucă a spus înainte de ședință că, domnule, PNL merge cu candidat propriu la alegeri, domnul Ciolacu a spus că rămâne de văzut sau nu are ce să-i facă, nu are cum să-l convingă să nu vrea să candideze domnul Ciucă, că există totuși un respect chiar dacă sunt rivali politici. Da, nu practic nu am înțeles nimic. Este graba, PSD-ul nu are niciun interes așa din perspectiva mea să aibă această comasare. PNL-ul doar un interes în ceea ce privește de a aduce cât mai mulți oameni la vot și de a nu aduce de 4 ori, chiar de 5 ori, că vorbim de turul 2, oamenii la vot, că își pierde interesul, lucru care este evident. Pentru democrație, o comasare ar fi bună. Dacă o majoritate guvernamentală nu se poate înțelege pentru asta, iarăși nu este o nenorocire, pentru că economia la bani pentru democrație nu este un argument. Și n-au invocat-o nimeni. Poate fi o consecință. PNL-ul a invocat-o. Da, sau PNL-ul. Dar, practic, singurul câștigător din această comasare, care, așa cum am văzut că și-a dorit-o PNL-ul, este că au dorit doar la locale să se întâmple această comasare, rămând ca ulterior să se vadă dacă se mai face altă comasare. Păi singurul câștigător din această comasare ar fi doar PNL-ul. PSD-ul nu are nimic de câștigat și nimic de pierdut. El ca partid. Bun. Celelalte partide mai mici sau partide din opoziție, gen AUR,
nu știu, Șoșoacă, că am înțeles că domnul Șoșoacă va fi premier propus de a PSD. A spus domnul da, Ciolacu, ironic, deci, mă gândesc. În contextul... În avem contextul un tandem, doamna Șoșoacă și domnul Gioană, da, președinte da, și premier. Da, deci propuși de PSD. Gata, s-a rezolvat. În contextul acesta, practic, puține șanse să se întâmple vreo comasare. Nu cred, pentru că PSD-ul pe bună dreptate spune bine, o facem pasta locală. Bun. Și ce facem practic, mai departe? Practic, vineri aflăm că nu se întâmplă și oamenii din guvern se întorc la treabă, economia merge în continuare, de trăim bine să se întâmple treaba asta. Eu nu știu ce încurcă pe oameni. Aveți impresia că oamenii din guvern nu lucrează acum? De ce ați spus că se întorc la treabă? Păi, în general, stau oamenii în jurul președinților, la negocieri dure, nu? Și crezi ocupă eu? Din timp, sigur, e un aspect foarte important. Ce înseamnă la nivelul Ministerului Mediului, astăzi, împreună cu domnul ministru, care este la partenerii de coaliție de la PNL, am fost împreună în comisiile de specialitate, alături de încă un secretar de stat, ca să rezolvăm câteva chestiuni din cele pe care românii le invocă de ani de zile. Dacă vreți, vă pot detalia cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc foarte mult pentru lămurire. De exemplu, sigur că da, premierul Ciolacu, dacă stă în 5 întâlniri, a câte 4 ore în timpul săptămânii, cu siguranță ar mai putea lua și alte decizii sau să meargă în vizite de lucru, cum a fost la Dacia, la fabrică, nu unde am văzut că mai nou merge. Este un premier foarte activ. Este foarte activ, într-adevăr. Și l-am văzut și la ședințele de guvern și l-am văzut seara sau în weekend, inclusiv la negocieri, care fac parte tot din actul de guvernare, că avem o coaliție de guvernare. Domnule Prunea, eu mă întorc la dumneavoastră. Legat de motoarele, cât de turate sunt în campanie și cât de mult se lucrează, nu putem să nu fim onești, pentru că inclusiv pe noi parlamentarii, pe dumneavoastră cei din ministere, vă vede lumea în teritoriu, de marți după masă sau de marți la miază până... Pe mine? Până inclusiv pe cei din ministere. Am spus, pe cine? Nu pe dumneavoastră. Pe cine? Spuneți secretar nume. De stat, spuneți ministri... Nume. Spune, păi spuneți cu nume. Care este agenda... Spuneți cu nume. Care este agenda concret. Publică? Știți de ce sunt miniștri de la PSD și de la PNL? Spuneți cu nume și prenume. Uitați-vă cine? La agenda cine? Și programul public. Dar nu trebuie să mă uiți. Spuneți dumneavoastră cine. Dumneavoastră dar nu mă trebuie să vă spun nume. Spuneți, că vă văd și X pe dumneavoastră și y, pe la Iași. Bălănișcu la Iași. Bălănișcu și sunt la fiecare final de săptămână sunt la Iași. La fiecare final de săptămână sunt acolo. Dacă de ce? Mâine... Acolo mi este familia. Acolo foarte sunt președintele organizației municipale și am programul asta făcut era pe ore. Asta e discuția, ca să vină la concluzie. Era că Parlamentul lucrează luni și marți și de miercuri sunt toți parlamentarii în teritoriu. Bun, de bun, dacă bun. Mergem la un minister stimați invitați, vorbim pe rând. Oamenii trebuie să ne... Haideți, vă aștept la birou. Domnule Balanișcu, vă rog, domnule deputat Prunean, oamenii ne urmăresc cu atenție și dacă vorbim unii peste ceilalți, nu înțelegem nimic. Alta este întrebarea. Știți, președintele nostru a spus guvernul meu, pe care l-am văzut prin rotație. Acum, de exemplu, un fost coleg de-al noastră din partid, domnul Drulă, a spus că Marcel Ciolacu face jocul lui Klaus Iohannis. Și, mergând pe firul despre care discutam puțin mai devreme, urmează așa să fie președintele României de la PSD, domnul Ciolacu, dacă dorește să candideze, să primească la schimb PNL Primăria Capitalei și Executivul? Da, acum pe cele spuse de domnul Drulă nu m-aș baza prea mult, nici pe ce spune Drulă, nici pe ce spune celălalt președinte Iohannis, pentru că n-au dovedit niciunii dintre ei că pot gestiona unul un partid, celălalt, ce să mai vorbim, o țară. E cert că în spatele ușilor închise sunt negocieri și se negociază viitorul românilor. Cine o să-i păstorească și contează mai puțin care sunt nevoile lor și care sunt problemele lor reale. Noi discutăm de comasare de alegeri și cine care cu cine face rotativa, în timp ce prețul la gazele naturale e peste 40% față de media europeană sau în timp ce impozităm cu 10% concediile medicale. De fapt, astea sunt problemele românilor și noi discutăm care, prin ce birouri se plimbă. Cam asta este pasiunea. Revenind la bugete, că m-am uitat și eu la Zalău, la mine în oraș, cum și-au proiectat bugetul pe 2024. Investiții fantastice. Și ca să înțeleg dacă e ceva realist acolo, m-am dus pe 2023. Și-au realizat 38% din cât și-au propus. Deci la început de an rețeta e să ne angajăm când vom avea niște bugete fantastice de investiții, iar acolo pe toamnă facem rectificări în jos, evident, și
ne ascundem bun, capul. Bun, ați adus în discuție un subiect foarte important și m-aș întoarce un pic la domnul Adrian Negrescu. Domnule Negrescu, spunea domnul deputat legat acum de impozitarea cu 10% pentru concediile medicale. Premierul părea supărat că prea toată românii și-au concedii medicale. Fie că avem o durere mică de cap sau de spate, fie că am răcit și dacă vrea să fim scutiți pentru impozitarea aceasta, o va face în definitiv. E reală? E bună reacția domniei sale pentru economie? Nu cred că o declarație foarte, foarte pozitivă din prizma modului în care ies oamenii în concedii medicale. Adică, dânsul spune, la un moment dat, 200 și ceva de mii de oameni și-au luat concediu pentru că îi durea capul. Oare așa este? Adică să credem datele pe care le-a prezentat premierul și 170 ceva de mii pentru că și-au luat concediu medical pentru că au fost răciți sau strănutau, da? Adică cred că să nu ducem în derizoriu această discuție pentru că într-adevăr sunt oameni cu probleme. Dacă ai o gripă, normal că nu te duci la serviciu să îmbolnăvești și pe ceilalți. Iar din această perspectivă, cred că dincolo de lamentările astea publice pe care le vedem din partea politicienilor, ar trebui să vedem niște acțiuni concrete legate de controalele, da, pe care organismele statului ar trebui să le facă în zona asta de acordare a concediilor medicale. Iar pe de altă parte, să taxezi concedii medicale așa, fără să te gândești că poate unii oameni au cancer sau au cine știe ce boli grave, da, și tu să le ceri 10% din banii, mie mi se pare o greșeală majoră. Și sper că în Parlament această idee să fie respinsă, pentru că, într-adevăr, s-a adoptat mult prea ușor și fără să se țină cont de realitatea din economia românească, din societatea românească. Avem, din păcate, da, mai mulți bolnavi decât în alte țări, pentru că trăim, din păcate, mult mai prost decât în alte țări. Bun, am ajuns la final. Vă mulțumesc, domnule Adrian Negrescu, pentru intervenție. Mulțumesc și eu, o seară bună! Vă mulțumesc de asemenea pentru opinii, stimați invitați din platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Floris Noian și vă dau o întâlnire mâine la aceeași oră 20, aici cu principalele informații ale zilei. Să aveți o seară excelentă și nu uitați că România suntem toți! Acest program a fost oferit